Fiecare scriem o poveste cu viața noastră. O poveste care va afecta într-un fel sau altul și viața altora. Sunt Rea Brodan și asculți Devoționalul Via. Lewis Laws a devenit directorul închisorii Sing Sing în 1920 și este cunoscut ca fiind omul care a început reforma sistemului penitenciarelor din Statele Unite. În această muncă, el a dat mult credit soției sale, Catherine. Catherine era mama a trei copii și sfatul tuturor era să se țină departe de închisoare. În schimb, tânăra soție împreună cu cei trei copii a ales să participe la toate activitățile sportive ca să vorbească cu deținuții. Împreună cu soțul meu, spunea ea, avem de gând să purtăm de grijă celor închiși aici și am încredințarea că și ei ne vor răspunde pe măsură. Insista să-i cunoască pe nume și să le cunoască viața. A descoperit un deținut nevăzător. Așa că, ținându-l de mână, i-a zis, știi alfabetul Braille? Ce este Braille? A răspuns deținutul. Apoi l-a învățat să citească. Când a găsit un surdomut, a învățat limbajul semnelor ca să poată comunica cu el. Apoi, pe neașteptate, Catherine a murit într-un accident de automobil. Corpul ei era așezat în sicriu pentru priveghi, în casa ce se afla la un kilometru distanță de zidul închisorii. Când directorul adjunct a ieșit la apelul de dimineață, a fost șocat să vadă mulțimea durilor deținuți adunată la poarta principală. Apropiindu-se de ei, a văzut lacrimi în ochii unora. Știa cât de mult o iubeau aceștia pe Catherine. Le-a înțeles mesajul și și-a asumat un risc enorm. Bine, a spus el, puteți merge la priveghi, dar să fiți cu toții înapoi la apelul de seară. A deschis porțile și șirul deținuților a ieșit afară, unul câte unul, fără vreun gardian cu ei. Și-au adus fiecare omagiile, iar la apelul de seară nu a lipsit nici unul dintre ei. Mulți au spus că Catherine a fost arătarea lui Isus la Sing Sing. Cum de pot unii să facă lucruri de asemenea anvergură? Care era secretul lui Catherine? Cei ce o cunoșteau știau răspunsul. Era prezența Duhului Sfânt în viața ei. Semnele prezenței Duhului Sfânt în viața ta sunt date în primul rând de roada Duhului și abia apoi de darurile Duhului. Aceste două categorii de semne nu au același rang. Darul spiritual reprezintă orice înzestrare care primește putere de la Duhul Sfânt și este folosită pentru edificarea bisericii, ne spune Pavel în 1 Corinteni 14 cu 26. Darurile spirituale sunt date fiecărui credincios, deci și credincioșii imaturi primesc daruri spirituale. Lucru evident în biserica din Corint, în care existau daruri din abundență, deși credincioșii erau imaturi din punct de vedere spiritual. Așadar, prezența darurilor spirituale în viața credinciosului nu este neapărat și un semn al maturității lui spirituale. Apoi, darurile pot fi falsificate. Roada, nu? Iisus spunea, mulți îmi vor zice în ziua aceea, Doamne, Doamne, n-am prorocit noi în numele Tău, n-am scos noi draci în numele Tău și n-am făcut noi multe minuni în numele Tău? Atunci le voi zice curat, niciodată nu v-am cunoscut, depărtați-vă de la mine, voi toți care lucrați fără de lege. Darurile pot fi falsificate, roada, nu? Semnele plinătății Duhului Sfânt, ale lucrării Lui în tine, sunt roadele Duhului Sfânt, nu darurile Duhului Sfânt. Îi veți cunoaște după roadele lor, spunea Iisus în Matei 17 cu 16. Iar roada Duhului este dragostea, bucuria, pacea, îndelunga răbdare, bunătatea, facerea de bine, credincioșia, blândețea, înfrânarea poftelor.
Până la urmă, fiecare scriem o poveste cu viața noastră. O poveste care va afecta, într-un fel sau altul, și viața altora. Ce transmite povestea ta? Îți mulțumim că asculți devoționalul Via, producție a Bisericii Via, Cluj-Napoca, România.